coliziune violentă pe o stradă din orașul Comrat. O persoană a ajuns la spital după ce mașina în care se afla ca pasager a fost tamponată de un alt automobil. Totul a avut loc în data de 29 aprilie, puțin după ora 15 pe strada șoseaua Teghinei din oraș. La locul impactului a fost chemată poliția și ambulanța. Potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul General de Poliție, Silvia Vetcu, totul s-ar fi întâmplat după ce un șofer de 22 de ani care se deplasa la volanul mașinii de culoare neagră ar fi ieșit la o depă riscantă în curbă. În rezultat, tânărul ar fi ieșit pe contrasens și s-a tamponat în vehiculul de culoare albă condus de un bărbat de 45 de ani. În mașina care se deplasa regulamentar se afla și un bărbat de 71 de ani. Coliziunea a fost atât de violentă încât bătrânul a avut de suferit diverse traumatisme. Acesta a fost preluat de medici și dus la spitalul raional. Oamenii legea au pornit o anchetă pe caz. Dacă se va demonstra că șoferul de 22 de ani a ieșit la o depășire neregulamentară, provocând astfel impactul, el va fi pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victima.